Mulțumesc, domnule general Grecu. Timișoara, acolo are loc un mare eveniment. Ni se alătură domnul Cătălin Drulă, este președinte al USR, este intervievat de colegul meu Silviu Jugaru. Vă ascultăm, Silviu. Bine te-am găsit, Laura. Bun găsit, dragi telespectatori. Ne aflăm la meetingul de Ziua Europei organizat de partidul USR, dar mai multe detalii despre acest eveniment ne va spune chiar președintele partidului USR, Cătălin Drulă. Domnule președinte Drulă, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Spuneți-ne mai multe despre eveniment, dar și de ce ați ales Timișoara. Da, este un mare meeting pe care îl organizăm cu debutul campaniei oficiale electorale. Timișoara, pentru că este Ziua Europei astăzi, pe 9 mai, pentru că aici a fost capitala culturală europeană, pentru că aici avem un primar cu gândire europeană, pentru că avem alegeri europene pe 9 iunie și pentru că suntem cea mai pro-europeană și modernizatoare forță din politica românească, Alianța Dreapta Unită, formată din USR, PMP și Forța Dreptei. Observăm, alegerile sunt chiar, se apropie foarte repede. Ce propune Dreapta Unită pentru Parlamentul European? Avem un program solid pe care l-am lansat deja în consultare, care include drepturi pentru românii de peste tot din Europa. Noi credem că România este peste tot acolo unde sunt români, inclusiv dreptul copiilor românilor din diaspora de a studia în limba română în școli. Bineînțeles, un subiect extrem de important pentru noi este aderarea pe deplin a României la Schengen. Și știți foarte bine că europarlamentarii noștri Alianței Dreapta Unită, Vlad Botoș, Eugen Tomac, deja au făcut eforturi semnificative în acest sens, pe care Guvernul României de altfel nu le-a făcut, cum ar fi acționarea în instanță a nedreptei decizii de a ține România în afara Schengen. Bineînțeles că o mare parte din programul nostru pentru acest întreg an este cel deja făcut de USR când am fost la guvernare, adică PNRR-ul, cele 28 de miliarde de euro pentru școli, spitale, autostrăzi și căi ferate, împreună cu reformele aferente. Practic, lupta care se va da în acest 2024 va fi una între o coaliție care se află la putere, o coaliție de stânga, o coaliție a stagnării, îi spun stabilitate, noi spunem bătut pasul pe loc, și o forță modernizatoare de dreapta, Alianța Dreapta Unită, formată din USR, PMP și Forța Dreptei. Fiecare din cele trei partide vine cu experiență și aturi proprii pe care le cunoaștem. Împreună am format acest mare pol de dreapta, astfel încât România să aibă șansa pentru, după 2024, unei guvernări de dreapta care să facă ordine în finanțele publice, care să readucă în limitele normale relația dintre stat și cetățean. Statul trebuie să fie în slujba cetățeanului, nu cetățenii să-i slujească prin taxele mărite pe cei care se află la putere, care apoi își trag de acolo și își fac câte o vilă, o casă, un palat sau o căbănuță, cum vedem mai nou. Spuneați mai devreme ceva de o luptă. Astfel, mai multe voci acuză Alianța Dreapta Unită de atacuri asupra actualei guvernări. Cum le răspundeți acestora? Este adevărat? Această guvernare ne atacă pe noi toți, pe toți românii. De 3 ani de zile, bineînțeles, suntem opoziția din România, opoziția democratică, opoziția rațională, opoziția pe baza unui proiect fundamental pe care l-am lăsat pe NRR-ul și vă aduc aici aminte că banii aferenți anului trecut, cele două tranșe, aproape 5 miliarde de euro pentru 2023, n-au ajuns încă în România, pentru că nu s-au făcut reformele și implementarea investițiilor necesare. Niciun spital n-a început. Planul de autostrăzi pe care l-am lăsat, cel mai mare din Europa, din vreun PNRR, bate pasul pe loc sau merge foarte lent, pe calea ferată este chiar mai rău. Este o guvernare care a adus cea mai mare inflație din Europa, dar să vorbim pe fapte. În continuare, în acest moment, creșterile prețurilor în România sunt cele mai mari din Europa. Asta este rezultatul guvernării Ciolacu. Este o guvernare care a făcut ce n-a mai făcut nicio guvernare după 1989, adică creșteri de taxe peste noapte. Acea faimoasă ordonanță de urgență din octombrie, care a adus creșteri de taxe deja din noiembrie, o guvernare care sufocă mediul privat, o guvernare a sfidării. Doar anul trecut au crescut pensiile speciale în România cu peste 1 miliard de lei. Ei bine, aceste cifre vorbesc de la sine. Este normal ca suferința și
teama de ziua de mâine pe care o resimt românii să-și primească o voce din partea opoziției, care este reprezentată de USR, PMP, Forța Dreptei, de Alianța, Dreapta Unită, și totodată noi să venim cu soluții de la anul, cu o guvernare bazată pe respect față de valorile de dreapta, respect față de banul public, respect față de mediul privat, cel care contribuie cu taxe și impozite, respect față de lege, pentru că vedem din ce în ce mai mult că este sfidată această lege și cei de la putere sunt privilegiați într-un fel cum n-am mai văzut de mult în România, de la palatul de 8 milioane de euro renovare pentru Iohannis, până la, iată, am văzut un caz de corupție în presă zilele trecute, sau chiar ieri, o investigație la Sinaia care duce la vârful PNL. La PSD avem acele porbagaje cu bani, peste tot se fură bani publici în disperare pentru a umple conturile celor care nu înțeleg că actul de guvernare, actul de a fi primar, de ministru, este unul de a fi în slujba interesului public și a-ți apăra interesul public și interesele țării. Domnule președinte Dulă, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Pe această cale vă invit să rămâneți alături de